Salut prieteni și bine v-am regăsit, eu sunt Mihai și astăzi jucăm Robocraft. S-au adăugat foarte multe update-uri, foarte multe arme și tot felul de chestii de când am mai jucat. Așa că astăzi vom testa unele dintre ele. Eu deja am pregătit aici un roboțel simplu, nimic special la el, să vă pot arăta. Prima dată, să vă arăt, avem 4 arme noi, astea 3 de aici și cu astea de aici. Eu o am doar pe asta cumpărată, pentru că doar atât am avut să cumpăr. Mai întâi o să pun aici 2 plasma. Da. Iar acum o să punem arma asta nouă. După cum vedeți, deja am pus 2 arme în același timp pe un singur robot. Acum putem pune până la 5 arme diferite pe un singur robot. Și de asemenea mai pot pune niște sisteme, niște skill-uri, să le spunem așa. Eu o să-l pun pe ăsta pentru că doar pe ăsta l-am cumpărat și îl pun acolo. Acesta, cu ajutorul acestui sistem, sau cum vreți să-i spuneți, o să pot să mă teleportez. E foarte, foarte interesant. Bun, acum că am totul pus la punct, o să căutăm un match și vedem ce iese. S-au schimbat foarte multe de când n-am mai jucat jocul ăsta. Lumea nu se mai duce în rush cum te duceai înainte și omorai ce prindeai dacă aveai noroc. Acum toată lumea stă mai mult în spatele altora. Se joacă mai tactic. Asta am vrut să spun. Bun, am găsit match. O să dăm câteva match-uri să vedem ce iese. Bun. Suntem aici într-un match. Și o să mă teleportez prima dată să vă arăt cum este. Uite, dacă vreau să mă teleportez acolo, doar apăs pe 2 și sunt aici. E super tare. Nu poți să-l folosești continuu, după cum vedeți acolo la numărul 2. Așteptăm să se încarce. Ok, mergem în direcția asta. Așa trage shotgun-ul. Nu merge de să tragi de la distanță prea mare cu el. Și plasma. Bun. Mă țin după tipul ăsta. Tipul ăsta are rachete. Ok, eu sunt singurul care are picioare. Cam așa se duc rachetele, se duc încet după tine, dar te urmăresc. Dacă tu te duci în stânga, racheta vine după tine. Ok, ar trebui să mă duc pe sus, pentru că eu sunt gândac, sunt pension. Ok, văd pe ceilalți acolo. Ia să văd dacă nimerești ceva de aici, da. Haide, mă. E cam departe, puțin. Oh, da, i-am dat hit. Ok, ăla e mort. Wow, cineva a dat în mine. Ok. Încă n-am prins ocazia să mă teleportez pe bune. Adică să am nevoie să mă teleportez. De obicei mă teleportez când am nevoie să scap dintr-o situație mai nasoală. O, da. Hai să-l ajut pe tip. E destul de greu de nimerit cu plasma. Și observ că noi deja am început să cucerim. Repede o să mă duc aici.
și să-mi apără echipa. De exemplu, dacă eu vreau să mă duc acolo... Fuck! Cât de tare e chestia asta. Aici o să bag shotgun-ul. Da, ajutați-mă, mă, băieți. Ai mei s-au dus în spate. Pe bune, băieți, ce ați făcut? Nimeni nu mă ajută și pe mine. Ok. Haide. N-am apucat să fac și eu ceva kill-uri. De fapt, cred că nici nu-ți mai arată câte kill-uri ai făcut. Ah, ba da, aici la sfârșit. Zero. Ok. O să mai dăm încă un match. E super, super amuzant acum cu chestia asta de teleportare. Și am primit și o cutie. Gold. Ia să vedem ce pică din ea. Niște accesorii. Și niște cuburi. Wow, interesant. Mai ales chestia asta. Bun. Mai dau un match. Pentru că e prea puțin. Și poți folosi, am văzut la unii că puneau Tesla, foarte multe Tesla pe robot și se teleportau fix lângă adversar și îl omorau instant. Era super interesant. Puteți să căutați pe YouTube Tesla cu sistemul ăsta de teleportare. Bun, am găsit și match. Asta e harta mea preferată pe jocul ăsta. Eu pe fiecare joc am câte o hartă preferată. Pe skill am satelit, pe asta am harta asta. Bun. Interesant. Cum are ăla puse roțile? Cred că știe el cum le-a făcut. Ah, am înțeles. Ok. E înclinat robotul. Eu am cel mai simplu robot de aici. Dar nu contează. Îmi plac picioarele pentru că pot să mă cațăr pe unde vreau. Și observ că au mărit harta. A, ba nu, n-au mărit. Ba da, au mărit-o. Pe aici nu puteai să te duci chiar atât de mult. Ok, iar de aici o să pot să trag. Era bine dacă aveam sniper aici. Wow, nu atât de mult, mă. Dacă sunt atacat, pot să mă teleportez de aici. În altă parte. Wow, despre asta vorbeam. Cineva trage cu sniperul în mine. Ce tragi, mă, în mine? Oh, no, 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 no. Fraiere. Cât de tare a fost asta? Ok. Haide, măcar pe ăla să-l lovesc și eu. Pare că este cineva aici. Oh, ce bucate am dat. Am făcut și eu un kill. Și m-am teleportat fix lângă el. Bun. Cam asta a fost sistemul de teleportare și shotgun-ul. Ia să vedem ce pică din această cutie. Tare. Bun, bun. Sunt mulțumit. Cam asta e robotul. Nu e nimic special. Puteți să puneți shotgun pe ce robot vreți. Și da, cam asta a fost. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Mihai, ceau și multă baftă!